Referitor la ce a apărut ieri în spațiu public și prin care eu sunt arătat, mă rog, primăria Târgoviște e arătată cu degetul, în special eu, că aș fi evacuat o serie de familii care locuiesc la, care ar fi locuit la căminul numărul 1, liceul 2. În primul rând aș dori să menționez faptul că primăria municipiului Târgoviște nu a demarat și nu a efectuat un asemenea demers. În al doilea rând, acel imobil este în folosința Universității Valahia din anul 2013. Nici nu aveam cum să procedăm la o asemenea măsură. Dar, pentru că e vorba de oameni care se află în dificultate, au existat 3 deplasări ale personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Târgoviște în zona respectivă. În data de 10 septembrie 2015, la căminul respectiv s-au deplasat reprezentanții ai Direcției de Asistență Socială Târgoviște și a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. La acel moment erau identificate 13 familii cărora li s-a adus la cunoștință posibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de, prin Centrul Casa Soarelui, Centrul Social Speranța și Centrul Social Sfânta Maria. Adică un centru al județului Dâmbovița și 2 centre ale Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște. Fiecare din persoanele găsite la momentul respectiv și-au exprimat opțiunea. Am în față procesul verbal încheiat la acea dată, prin care persoanele respective, semnând, spun că nu acceptă serviciile de asistență socială oferite de către Primăria Municipiului Târgoviște. Deci, acesta este procesul verbal. Toate familiile care au fost găsite acolo puteau beneficia de serviciile de asistență socială. În acest context, mi se pare de o nu, ei nu mai aveau contract de universitatea nu a mai vrut să le mai prelungească. În altă ordine de idei, nimeni de Primăria Târgoviște nu a încasat niciodată vreun leu de la persoanele respective. Nu Primăria Târgoviște, acela nu avea un regim de locuință socială. Locuința socială se acordă, sau fondul locativ al unei unități administrativ-teritoriale se gestionează în funcție de o anumită listă de prioritate care este aprobată de către Consiliul Local. Orice... numai puțin. Orice încălcare a acelei liste atrage răspunderea primarului pentru abuz în serviciu. Nu are nimeni cum să sară o persoane care sunt îndrituite potrivit ordinii de prioritate și să încadreze și să repartizeze o locuință socială al cuiva. Din persoanele respective, spre exemplu, există o familie care a beneficiat de locuință socială. Și anume tătuță Iulian, care a primit locuință în strada Laminorului 1B42, locuința numărul 42, camera numărul 42. Restul, majoritatea, nu aveau cerere depusă pentru locuință socială. Acele persoane au fost repartizate verbal sau prin alte modalități, începând cu anul 2007, folosindu-se în mod nelegal, din punctul meu de vedere, un spațiu care aparținea la momentul respectiv liceului și care ulterior
A fost preluat de către Universitatea Valahia din Târgoviște. Din Târgoviște. Ba, dar sunt aceleași persoane, sunt aceleași persoane. Ba, da, aceleași persoane care nu își plăteau consumurile și așa mai departe. O parte sunt din Târgoviște. Deci o parte sunt din Târgoviște. Sunt acele persoane către care noi ne-am îndreptat cu serviciile de asistență socială. Vreau să mai menționez un lucru. Serviciile pe care le-am oferit au fost inclusiv servicii de tip familial. Adică le ofeream o cameră, le ofeream o masă, li se oferea tot ceea ce este necesar pentru a putea, pentru a putea trăi în condiții decente. Copiii ar fi beneficiat de asistență medicală, de tot ceea ce aveau nevoie pentru a nu le fi, să nu le fie pus în pericol sănătatea, dezvoltarea fizică, intelectuală și așa mai departe. Pentru, mă întrebați de ce, nu vă pot răspunde la această întrebare. Persoanele respective sunt obișnuite într-un anumit ritm, într-un anumit regim. Viața la un asemenea centru impune niște restricții, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le faci, trebuie să-i respecti pe cei de acolo, nu poți să, mă rog, nu poți să faci scandal, nu poți să... Dar se putea duce, deci ca să înseamnă soț, soție... Soț, soție, copil. Nimeni nu rămânea, nimeni nu rămânea pe afară. Avem locuri libere în cadrul serviciului de asistență socială. Și în perioada aceasta, cu temperaturi extreme, permanent am avut locuri libere. Nu suntem în situația de a nu putea face față acestui fenomen la nivelul municipiului Târgoviște. Și, repet, este absolut ilegal să repartizeze o locuință socială unei persoane care nu este pe lista de priorități, unei persoane care nu a făcut cerere. Mai departe. Și acum sunt toți locuitorii din municipiul Târgoviște care, sau fiecare dintre noi, încercăm să ne obținem venituri, încercăm să desfășurăm o anumită activitate. Persoanele respective nu obțineau venituri, în marea majoritate, unii probabil că erau angajați, acolo unde trăiau condițiile erau absolut inumane, deși la momentul la care s-au preluat acele camere, cam le arătau bine, erau renovate, nu era niciun fel de diferență între căminul respectiv și restul căminelor care existau la, care sunt la liceul. În afară de restricțiile acestea, că vorbesc la băutură și ce mai erau învățați, nu aveau cum la plăteau ceva? La servicii de asistență socială nu plăteau nimic. În cămin? Nu știu în cămin care era situația. Înțeleg că inițial au plătit o chirie la liceu. Nu știu, aici e altă discuție legată de universitate. Repet, soluția legală constă în aceste servicii de asistență socială pe care noi le-am oferit și pe care le oferim în continuare, dar pe care ei... Deci au fost... Haideți că vă dau un exemplu. Spre exemplu, a fost o persoană, a beneficiat de serviciile de asistență socială, a stat o zi și a plecat. De fapt, o familie. Familia Mistrian, în Casa Soarelui, a stat o zi și a plecat. Apoi... Deci dacă că nu se răzgândește și a dat seama că nu e de bunit și așa, poate veni acum? Bineînțeles, poate veni oricând. Și a putut veni în toată această perioadă. La momentul respectiv, tocmai de aceea, pentru a nu lăsa loc de interpretări, am discutat cu fiecare în parte și și-au exprimat opțiunea. Puteau să spună, accept sau nu accept serviciul de asistență socială. Au încercuit, nu accept și au semnat. În dreptul opțiunii pe care a făcut-o fiecare. Acum m-a acuzat pe mine, sau acuzat primăria municipiului Târgoviște,
că nu ne interesează oamenii, că suntem fără suflet și așa mai departe, mi se pare o mizerie de nedescris. Eu înțeleg lupta politică. Înțeleg campania electorală. Dar nu înțeleg această campanie, repet, pe care chiar nu pot să descriu în cuvinte. Mi-am exprimat punctul de vedere și ieri. Nu cred că mai e cazul să mai tolerăm așa ceva. Mai rău este că atât de josnici și atât de meschini sunt oamenii ăștia, încât folosesc o dramă, pentru că e o dramă prin care trec acești oameni, pentru a-și realiza niște interese politice. Oamenii trăiesc așa, nu din vina lor. Trăiesc așa din cauza faptului că nu au o educație. Trăiesc așa din cauza faptului că n-au putut să obțină un loc de muncă. Trăiesc așa din mai multe motive. Dar ei nu sunt vinovați. Vinovați, repet, sunt cei care speculează în interes politic această situație. Am cerut deja situația de la administrator. Am cerut deja situația de la administrator, o să văd despre ce este vorba. Siguranță, o să văd despre ce e vorba. Pentru că, în mod normal, ar trebui să fi fost legal, o licitație, nu? Dar în apartamentul au urmat. Da. Cele care au fost deținute în calitate de chiriași au un regim separat. Da. Le dăm așa cu șapte de apartament. Dacă s-a întâmplat așa, va trebui ca persoana respectivă să răspundă. Nu cunosc situația legată de ceea ce ați menționat asta. Da. Cu siguranță. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și noi.